Gregory Tate. Urmează centrarea periculoasă și este gol! Gol CFR Cluj! Gol marcat de Negruț. A marcat și în preliminariile Europa League cu Jagodina. Acest fotbalist portughez, iată-l acum pe Ghima! Scăpat din marcajul fundașilor de la FC Botoșani. Rada a rămas în careul lui Marinescu. Acum vine centrarea. Mirko Ivanovski și Thiago Lopez apără Marinescu. Incredibil ce intervenție are din nou portarul. S-a găsit singur pe la 40 de metri de poarta lui Felgueiras. Urcă Camora, bine centrarea, gata să ajungă Tate în fața porții. Ce ocazie ratează CFR-ul, intervenție magnifică. Plecan a avut multe bătăi de cap, iată până la urmă Bărboianu joacă în centrul defensiv, un om bun la toate. Să vedem însă această acțiune, centrarea lui Camora, lovitura de cap a lui Ghima și prima ocazie în acest meci. Portughezul din atacul CFR-ului cu o lovitură de cap. Rada avansează, trimite mingea în stânga pentru Mario Camora, vine centrarea lui Camora pentru Ghima, Ivanovski, bară! Mingea la Cianturia în careu, georgianul autorul golului încearcă să șuteze acolo. Caută pe Ivanovski, prelungește bine macedoneanul cu capul până la Mario Camora. Trecere acestuia, centrare în careu și Dore peste poartă. Ocazie mare pentru congolez, a câștigat duelul cu... îndeplinește bine absența lui Ciprian Dear, poate cea mai importantă pierdere pentru CFR. O pasă pentru Tade, mingea ajunge la Guima, nu se înțeleg ceferiștii, balonul se duce în dreapta, vine centrarea lui Iacolis, Gabi Mureșan iese cu fața curată. Camora, o minge în careu, Tade și Feriboridore, aglomerație mare acolo și gol! Fac legea acolo pentru CFR. Florin Costea pentru Camora, încă o centrare a lui Camora, cap Tade și gol! Până la urmă este golul lui Gregory Tade. Nu mai are... Încearcă un triunghi de pase Moroi, Camora Costea, Costea la minge pentru Camora, așteaptă în careu Tade, vine centrarea și Tade înscrie! Gol! CFR Cluj. Ceahlăul Florin Costea în partea stângă, intră în careu, întoarce pentru Camora, centrala lui Camora, Gregory Tade în fața golului, Gregory Tade, gol! Gregory Tade reușește. Rada avansează, CFR-ul este foarte avansat oricum. Rui Pedro, bară! Veselovski este salvat de bară! Noroc ului al Botoșanului, neașteptat. Din nou acea echipă care nu expediază șuturi pe poartă decât atunci când are într-adevăr nevoie. Șutează! Însă este blocat și acum încearcă să lanseze contra-atacul Botoșanului. Niculae, iată-l pe Pancu, cade ușor de lângă Camora și pierde. Ar trebui să evite zona lui Camora, Pancu, trecere... Prima minge și pentru Gregory Tade, însă reușesc fundașii Iașului să respingă Ciucur, contra destul de tare, Camora reușește să recupereze. De regenerare foarte bună, egalat chiar înainte de pauză, după o reacție pozitivă, Brașovul chiar a dominat... Între cele 20 de puncte pe care le are Universitatea și cele 11 pe care le are în acest moment în clasament CFR. Totuși, partida este foarte echilibrată, să nu uităm însă. În alte vremuri recente, dar pe care nu cred că le va atinge prea curând CFR. Ducem aminte, CFR juca aici cu Inter în... Cere pe un culoar al Senat, reușește să câștige... Nu, este Nepomuceno. Poziție bună aici. Nicoliță ține mingea în teren. Nicoliță nu poate trece însă de Ene și până la urmă
este deposedat, ajutat Ene. Direcția de atac a CFR-ului, de acolo au plecat cele mai mari ocazii ale oaspeților. Acum Tânc, blocat de Camora, totuși rapidiștii vor arunca de la margine. Pir. Noul intrat Crengăniș. Și până la urmă blochează acolo Mario Camora. Lase 34 de cartonașe galbene, arbitrat de 7 ori în acest sezon. Acesta este meciul cu numărul 8. Va fi arbitrat la mijlocul terenului. Enceanu îl are în față pe Liviu Ganea și Aganovic. Enceanu de unul singur vine acolo tare Mario Camora și respinge în 0, iar Bucaca a dat atunci singurul gol al meciului. Minge acum deviată bine de roșu pentru Martin. Ce frumos spre ea, Martin! Și acum am putea să stă destul de asediați fundașii Rapidului în ultimele 10 minute de clujeni. Ce greșeală face Lari, e foarte aproape să profite. Ischi total greșit serviciul mijlocașului de la Dinamo. Greșesc însă și ceferiștii. Cosmin Matei are un duel extrem de greu acolo cu Mario Cabo din fotbalul românesc. Minge recuperată acum de Nuno Viveiros, dar n-are continuare jucătorul portughez. Recuperează Camora pentru CFR, Camora se uită către Careu. Importante în cariera sa, Trofense și Sporting Covilia. În palmares, în portofoliu înainte de a veni în 2013 la CFR Cluj. Dar deși Guima, cei mai avansați jucători ai CFR-ului. În flancuri sunt, a trecut Ivanovski în dreapta după ieșirea lui Iacolis și în stânga joacă Florin Costea. Iar în centrul terenului Muniru și Monroy fac legea acolo pentru CFR. Florin Costea pentru Camora, încă o centrare a lui Camora, cap Tadej și gol! Până la urmă este golul lui Gregori Tadej. Nu mai are cine să îl anuleze de această dată. În minutul 43 o superbă lovitură de cap a lui Gregori Tadej. Bară gol. Destul de rar se vede o asemenea execuție în fotbal. Și iată, până la urmă, bonomia lui Miriuță este răsplătită și atitudinea lui Miriuță. Simt că pot face asta având superioritate numerică. O centrare pentru Ivanovski. Până la urmă mingea ajunge la Costea în partea stângă. Costea pentru Camora, preluare pe piepta lui Camora, încearcă să întoarcă pentru Guima. De data aceasta îi reușește și gol! Guima reușește să înscrie golul 3 pentru CFR Cluj, vârful de atac care urma să fie schimbat de Vasile Miriuță. Iată că această întârziere a schimbării i-a oferit șansa să ducă scorul la 3-1 pentru CFR Cluj. Alben după intrarea lui Tahar. Știe să obțină aceste faulturi Florin Costea. Monroy. Încearcă un triunghi de pase Moroi, Camora, Costea, Costea la minge pentru Camora, așteaptă în careu Tadej, vine centrarea și Tadej înscrie gol! CFR Cluj 4-1, CFR Gazmetan. Gregori Tadej înscrie dubla, așa cum a făcut-o și în meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț, terminat 4-0. Iată, 4 goluri înscrie CFR-ul și astăzi. Revedem centrarea excelentă a lui Camora pentru Gregori Tadej. Echipa sa în primele 41 de minute. Spunea Vasile Miriuță imediat după victoria de la Iagodina că nu avem timp să ne bucurăm, nici să petrecem, ne așteaptă cu două meciuri extrem de importante, unul dintre ele cu Ceahlăul. Florin Costea în partea stângă, intră în careu, întoarce pentru Camora, centrarea lui Camora, Gregori Tadej în fața golului, Gregori Tadej! Gol! Gregori Tadej reușește dubla! În CFR Ceahlăul 2-0 în minutul 42 al meciului. Gregori Tadej, omul meciului până acum, încă o dată reușește să marcheze în poarta lui Jovic. Iată
Gregory Tadei se întoarce de lângă Andrei Mar și marchează cu piciorul stâng. În careul șepcilor roșii și pe respinge Drăghici, Aghirea Garai, jocul se deschide în partea dreaptă, acolo este Valente, Camora pe jos, Camora și este 2-1 pentru CFR. Minge care se duce la colțul lung fără să fie atinsă de cineva. Sasha Bielanovici este felicitat, iar CFR în minutul 80 reușește probabil să câștige această partidă. Iată, Dose, Bastos, a plecat Mureșan, vine pasa lui Bastos, preluare dificilă pentru Gabi Mureșan, deposedat în cele din urmă de Tudose. Nu știu dacă și-au rostul prelungirile la o astfel de partidă, la un astfel de scor. Vom vedea însă cât va prelungi Adrian Cojocaru. Camora, excelent, întoarce pentru Luis Alberto, gol! 5-0, Camora! Foarte frumoasă pătrunderea și Luis Alberto pune latul pentru primul său gol în tricoul CFR-ului. A fost primul gol și pentru Sasha Bielanovici. Iată două premiere pentru echipa lui Ioan Andone. Două nume noi.